Bine ați revenit la întrebări. Ultima întrebare a fost foarte simplă. Să ne amintim. Aceste 5 figuri. Care dintre ele, una singură, nu se potrivește acestui set? Aș fi putut formula întrebarea altfel. De pildă, care dintre aceste figuri este reprezentanta normală a acestui set? Dar ar fi fost prea ușor. De obicei, în astfel de întrebări, trebuie să găsim un element al setului care are o caracteristică unică, ceva ce îl deosebește de toate celelalte elemente. Dar întrebarea noastră este interesantă pentru că alegerea, în acest caz, se bazează pe caracteristici comune, nu pe caracteristici particulare. Să revenim la ideea de normal. Din punct de vedere logic, o caracteristică este normală dacă o au majoritatea elementelor unui set. Celelalte caracteristici sunt excepții. Așa că în setul nostru e normal să fie albastru, 4 din 5 figuri sunt albastre, e normal să fie cerc, 4 din 5 figuri sunt cercuri, e normal să ai un chenar, 4 din 5 au chenar și e normal să ai dimensiunea pe care o au figurile 1, 2, 4 și 5. Iar singura figură care are toate aceste caracteristici este figura 4. Ea se deosebește de celelalte pentru că e singura figură normală din acest set. Dar putem analiza lucrurile și altfel. Figura 1 se deosebește de toate celelalte prin culoare. E roșie. Figura 2 se deosebește de toate celelalte prin formă. Este pătrat. Figura 3 se deosebește de toate celelalte prin dimensiune. E mai mică. Figura 5 se deosebește de toate celelalte prin faptul că nu are chenar. Dar figura 4 nu are nicio particularitate care să o deosebească de toate celelalte. Ea nu se potrivește cu celelalte tocmai pentru că este singura care nu are nicio caracteristică care să o diferențieze de toate celelalte. De fapt, îmi place foarte mult această întrebare pentru că ne arată că uneori să fii normal te poate face deosebit. De pildă, această tendință modernă de a încerca să fii original cu orice preț a devenit atât de răspândită încât azi ești original dacă nu încerci să fii original. Nu v-am pus de mult o întrebare legată de echilibrul mecanic, așa că am pregătit o astfel de întrebare pentru azi. Avem un sistem mecanic alcătuit din doi scripeți ideali, deci foarte ușori și care se pot roti fără frecare. Ei sunt fixați, așa cum vedeți în desen, la capetele unei pârghii. Peste scripeți trece un fir subțire inextensibil, iar la capetele lui sunt atârnate două bile de greutăți diferite, lucru sugerat de dimensiunile lor. Deci bila din dreapta e mai grea decât cea din stânga. Presupuneți că sistemul este liber, deci bila grea coboară și bila ușoară urcă. Dar pârghia trebuie să se sprijine pe ceva, iar aici puteți vedea trei moduri diferite de a o sprijini. În cazul A, punctul de sprijin este mai aproape de bila ușoară. În cazul B, punctul de sprijin este la mijlocul pârghiei. Iar în cazul C, punctul de sprijin este mai aproape de bila mai grea. Pârghia este în echilibru doar în unul din aceste trei cazuri. Care este acela? Atenție! Repet, ne interesează doar situația în care bilele se mișcă liber. Nu ne interesează ce se întâmplă când, de pildă, bila ușoară ajunge sus sau când bila grea ajunge jos. Întrebarea se referă la intervalul de timp în care bilele se mișcă liber. În acest timp, în care dintre cele trei cazuri, pârghia este în echilibru? Mulțumesc pentru atenție, succes în găsirea răspunsului. Pe săptămâna viitoare!